cred că m-am băgat totuși aiurea pe aici, dar nu e nicio problemă. Deci că intri într-un sicriu, așa arată. Nu, vă dau așa 5 lei. Păi ce să vă iau, tante? Că dacă am vorbit cu doamna acum... Da, 6 lei ce ție. Salutare, prietenașilor, și bine v-am găsit! Cu voi este Grigore Varlam și astăzi, bineînțeles, a venit momentul pentru un alt clip cu livrare pe bicicletă în traficul din București. Bineînțeles că și astăzi voi munci pentru un om al străzii, așa că haideți să vedem ce în rezervă și această zi. Este ora 8 fără 3 minute, aștept să-mi intre prima comandă. Uite că mi-a intrat deja comandă, voi prieteni, și nu pot debloca telefonul cu identificare facială pentru că am o cagulă pe față. Și trebuie să bag codul. A intrat deja prima comandă, sunt aici în rond la Baba Novac. Haideți să vedem ce comandă am primit. O comandă la care am de pedalat 3,4 km în total, de aici până la restaurant și de la restaurant la client. Să-i dau start, câștig 9,70 lei. Am prins roșu la semafor, dar de data aceasta mă bucur și veți vedea imediat de ce, pentru că opresc aici în lateral. Mă dau jos de pe bicicletă și mă transform în pieton, pentru că șaurmeria Dristor e chiar acolo. Haideți să ridic comanda asta, e deja plătită, deci nu trebuie să plătesc nimic la restaurant aici, la șaurmerie, la fast food. Băi, prieteni, a venit și comanda mea, am așteptat vreo 10 minute după ea, având în vedere că e omletă. S-a pierdut puțin timp la preparare, dar nu e o problemă. Stai așa, să-l așez în geantă frumos, să nu mai fac vreo nebunie ca data trecută. Apăsăm butonul de panică, ușa s-a deschis, bicicleta nu mi-a fost furată pentru că n-am mai legat-o. Și avem aici o persoană dispărută, nu știu dacă a fost găsită sau nu, dar dacă o vedeți cumva pe bătrâna asta, Alexandra Nicolau, puteți suna la 112, dacă o vedeți, nu știu. Nu știu, poate a fost găsită între timp, habar nu am. De data aceasta nu mai folosesc GPS-ul. Mă urc rapid pe bicicletă pentru că știu unde trebuie să las această comandă, undeva în zona pasajului Mihai Bravu la Asmita Gardens sau ceva de genul. S-a făcut și verde, s-a făcut și verde, la fix pentru mine. Am de pedalat vreo 2 km, să zicem, până acolo. Semnalizez de dreapta și îmi caut un loc aici în așteptare să treacă toate mașinile astea din coloană. Destul de aglomerat traficul la ora asta. E mai întunecat afară decât data trecută și mai friguți, pentru că sunt în jur de 3 grade în acest moment. A început recitalul de dimineață, așa în București. În fiecare dimineață se întâmplă nebunia asta și la ora prânzului nu vreau să vă zic ce concerte adevărate, mari concerte se dau în București. Claxonul e pe post de înjurătură în București și nu numai, în toată țara, în România. Avem noi talentul ăsta de a ne înjura prin claxon. Chiar aici, pe partea dreaptă, se află femeia pe care am ajutat-o în primul videoclip. Se pare că nu și-a găsit un loc unde să stea, dormea acolo pe bancă. Îmi pare rău pentru ea, dar nu am ce să-i fac, din păcate. Vine frigul și va fi vai de ea aici, pe această bancă. Uite, aici trebuie să fac dreapta și la blocul T1 trebuie să livrez. Acela din față este T1. Undeva aici, pe partea cealaltă, are și garajul Andy Popescu. Hai să vedem, uite, e deschisă ușa la intrare, mă dau jos de pe bicicletă și îmi voi lega bicicleta pe unde pot, adică de acest stâlp. Uite unde a parcat ăsta, să nu mai poți să calci pe iarbă. Bun, uite, aici am pun bicicleta. Să vezi ce o să-mi curgă mie nasul acum cum vin de la frig la căldură. Bă, bine, măcar că am liftul la parter, la etajul 15. Am ceva de mers acum cu liftul. Și azi mă vedești pe mine așa costumat, este așa cum mi s-a deschis aici fermoarul. Acestea sunt eu în varianta cu mască pe față, de cred că dacă n-aveam această căsculie, deci că eram de la forțele speciale cu cagula asta. Așa mi-ați mai zis pe unii prin comentarii, v-ar mi-a zis că ești de la mascați. Uite, aici trebuie să las comanda, da, așa, să pregătesc geanta și pe urmă bat la ușă. Bună dimineața, uitați aici. O zi bună, mulțumesc frumos, o zi bună. Domnul m-a atenționat că mi-a lăsat bacșiș în aplicație. Pe moment, așa funcționează aplicația Glovo, nouă nu ne apare că am primit bacșiș, tocmai de aceea nu putem spune mulțumesc, pentru că nu știu dacă am primit sau nu bacșiș. După câteva ore ne apare și nouă notificare, da, ai primit bacșiș de la respectivul client. Dar acum n-am cum să văd, bine că mi-a spus omul și i-a mulțumit în același timp. Facem cale întors acum pentru că mai am 7 etaje până la 0. Tocmai ce voiam să zic, că prin zona asta aici nu prea am de unde să primesc altă comandă. Dar uite că deja mi-a intrat o altă comandă.
la care câștig 16 lei, dar câștig banii ăștia pentru că am și de pedalat ceva mai mult decât de obicei. Sunt 7,7 km per total. Mă mir pentru că pe bicicletă nu prea primim comenzi pe distanțe atât de lungi. Îi dau start, bineînțeles, 16 lei sunt 16 lei și trebuie să ajung tocmai la McDonald's Brâncoveanu. Băi, ești nebun, deci unde trebuie să ajung tocmai la Brâncoveanu, acolo în zonă? A început să și picure puțin, sper să nu se pună ploaia. Am verificat, bineînțeles, dinainte să ies la treabă dacă va ploua sau nu va ploua. Arătau 40% șanse de ploaie, dar fără ploaie și uite că acum picură așa încet, încet. Asta e, vedem, hai să-i dau pedală până la McDonald's Brâncoveanu, vreo 3-4 km până acolo am de pedalat. M-am cam pricopsit acum cu o urcare destul de abruptă, pe cameră probabil nu se poate observa prea bine, dar e așa înclinația și mă cam forțez în acest moment. Bine, măcar că nu e pe o distanță foarte mare această urcare, nu prea ai de urcat în București, tocmai de aceea nu e bine să mă plâng pentru că nu pot zic că avem noi dealuri aici în București. Și ca să vezi nebunie cu aplicația asta Glovo, că de-aia te enervează uneori și îmi vine să mă duc către Bolt să livrez la Bolt Food. Ideea e că am plecat după comandă, am acceptat o comandă, câștigam 16 lei la ea. Acum mi s-a adăugat timp de așteptare la restaurant, aproape am ajuns la McDonald's și m-am trezit acum că mi-a fost adăugată încă o comandă și câștig doar 2 lei în plus pentru că mai livrez încă una. Mai îmi dă și timp de așteptare, mai urcă pe la client, timp în care aș fi putut să livrez o comandă normală pe care să câștig 7-8-10 lei. Atât au modificat ăștia aplicația că mai mult o strică. Bunăstarea curierilor se duce de râpă și curierii se orientează către alte companii, tocmai datorită faptului că nu au stabilitate în câștiguri. Azi câștigi atât, mâine poți să câștigi mai puțin. Vreo 12 minute în așteptarea acestor două comenzi. Aoleu, aoleu! Cu această primă comandă am de pedalat 1,4 km. Stai așa să mă asigur că am strâns suportul pe telefon. Și am noroc că mă pot băga pe scurtătură, intru prin parc pe aici, prin orășelul copiilor, cum s-ar zice, pentru că dacă m-aș băga prin trafic, am de ocolit vreo 3 km chiar, așa că haide să-i dau pedală, intrăm în orășelul copiilor. A luat-o și GPS-ul puțin razna pentru că m-a trimis într-o altă direcție, dar ia să mă bucur eu de priveliștea asta așa frumoasă, aer curat. În parc aici pentru că la ora asta nu e prea multă lume, ușurel cu frânele pentru că e ud pe jos și n-aș vrea să fac cunoștință cu asfaltul. Deci GPS-ul mă trimite pe aici, pe undeva, pe unde mă trimite aplicația, pe acolo mă duc. Uite așa când merg prin zone de acest gen, când pedalez prin zonele astea, îmi trece timpul altfel pentru că mai văd și altceva. Nu sunt doar între mașini în permanență și trafic nebun. Tocmai de-aia, uite, vin la ora asta să fac livrări. Cred că m-am băgat totuși aiurea pe aici, dar nu e nicio problemă. Hai să vedem. Pe aici trebuie să fac dreapta, dar nu aici pe pista asta de atletism. Uite, pe aici trebuie să fac dreapta frumos. Niște mașini de epocă, niște broscuțe pe acolo de alea vechi. Bicicleta e unde, Oleg? Că ăștia n-au gârdulețe pe aici. Oleg și eu de copacul ăsta, așa bine că nu iau pe jos să mă mocilesc tot de noroi. Punem frumos antifurtul. A început deja să-mi curgă nasul cât am stat la McDonald's acolo 10 minute și m-am încălzit. Gata, ușa s-a deschis, nici nu știu să mai iau liftul, să nu mai iau liftul până la etajul 2. Uite că este lift și e la parter. Bă, dacă tot e la parter liftul, hai să mă duc cu el până la etajul 2. Așa bătrânește, ca bătrânii, mergem cu liftul, două etaje. Băi, e beznă aici pe scară și nu vezi, frate, mi-a lăsat femeia bacșiș și scăpasem, deci am primit 5 lei bacșiș. Oricum, nu cred că s-a văzut prea mult pe cameră aici când am lăsat comanda, tocmai de aceea poate la editare nici n-am să mai pun partea în care am livrat comanda. E bine de știut că m-am scăpat de cea de-a doua comandă pe ziua de astăzi, cu acești 5 lei bacșiș pe care era să-i pierd acolo în întuneric. Bun, hai să-i dau pedală mai departe să livrez și a doua comandă. Uite, aici trebuie să las a doua comandă din asta dublă. Uite, măcar că am gardul ăsta să-mi leg bicicleta. Bă, deci am pierdut 20 de minute pentru 2 lei, bă, frate, bă. Și chiar am făcut un report de la prin aplicație la Glovo să le spun că mi se pare total aiurea ceea ce se întâmplă. Dar bineînțeles că nu voi fi băgat în seamă, ca de obicei, mulți curieri facem rapoarte de astea și ei zic da, 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 vom face așa și pe dincolo, dar fac tot ce vreau ei. Amineața. Hai, haide, haide, zi. Zic eu, nu ies. A, nu ieșiți, ok, 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 mulțumesc. Așa.
Bună dimineața. Uitați aici, o zi bună. O să-i salut. Așa că n-am fugit liftul, e tot aici. Blocul 10 etaje, sunt mari șanse să fugă liftul, direcția parter. Respir ușurat acum că m-a scăpat de această comandă. Imediat va trebui să schimb o baterie la GoPro. Așadar, comandă efectuată, să-i dau aici că am și livrat-o și vreau să văd dacă voi primi imediat o altă comandă. Sper să nu mă mai ducă tot în zona aia la Brâncoveanu, acolo. Eu voi încerca să fug acum către sector 3, să scap de sector 4. Să mă duc în zona mea de baștină și uite mă că mi-a dat deja comandă, deci nu mă lasă, bă, înseamnă că sunt comenzi la ora asta, este ora 9 și 8 minute, livrez deja de 1 și 10 minute, 6,7 km, bă, deci am avut 7 km și ceva, acum 6 km și ceva pe bicicletă. La început, când a apărut Glovo, puteai să refuzi comenzile astea, cel puțin din ce știu eu, din ce mi-aduc eu aminte, nici nu ți-a trebuiau ție comenzi de astea așa de 6, 7, 8 km, Asta erau pentru scuteri sau mașină, dar acum, din lipsă de curieri, ar trebui și la biciclete comenzi de 7-8 km. Iar acum, bineînțeles că sunt din nou în urcare, de data asta pe o distanță puțin mai mare, așa, un alt deal, unul din puținele de București, am pe partea dreaptă Parcul Tineretului și puțin mai în față voi avea și Sala Polivalentă din București, bătrâna Sală Polivalentă, am să vă arăt și vă în momentul în care ajung acolo. Așa, bă, că uitase, m-am luat cu pedalarea și am zis că vă arăt totuși Sala Polivalentă din București. Aici joacă CSM București, meciurile de handbal, Naționala României și așa mai departe, se înghesuie toate echipele. Deci am înțeles și Rapid și Dinamo la handbal tot aici joacă în cupele europene, pentru că na, e singura sală oarecum la standarde cât de cât apropiate de cerințele europene. Mă mir că până în momentul ăsta nu mi-a fost adăugată o altă comandă, dar încă n-am ajuns la McDonald's, mai am 100 de metri și într-un moment în altul s-ar putea să audă notificare, bam, 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 Varlame ia încă o comandă și cară pentru încă 2 lei. Hai să-i dau pedală să parchez aici la McDonald's și să ridic această comandă, sper să rămână una singură. Hai să vedem, să vedem, să vedem, să vedem, să vedem ce o să iasă. Jap, e gata pregătită oare sau mai aștept? Ok, mulțumesc, o zi bună. Comandă preluată, mă mir că nu mi-au adăugat încă una cât timp am așteptat aici, pentru că am stat și de data asta 7-8 minute, nu înțeleg termenul ăsta de fast food. Unde e fast-ul? Că la McDonald's stai mai mult ca în oricare altă parte, cel puțin la Glovo. Iar acum călare din nou pe căluțul acesta mic troian, care își face treaba cu brio până în prezent. Singura problemă pe care am avut-o, ați văzut în turul România, a fost cu butucul pedalier, în rest am bicicleta asta de aproape 2 ani. Și uite că își face treaba Focus Whistler 3.5. M-au mai întrebat unii prin comentarii, Varlame, ce bicicletă ai, ce bicicletă ai? Cred că am spus de cel puțin 30 de ori până acum prin comentarii, am răspuns prin comentarii ce fel de bicicletă am. O mai spun acum încă o dată pentru ultima oară. Focus Whistler 3.5. Din momentul de față, cum vă spuneam, 2,7 km. Haideți să livrez și această comandă. Așa de dimineață am tras pe dreapta pentru că mă transform din nou în pieton. Traversez aici. Am luat deja o decizie, cum vă spuneam, este ultima livrare pe ziua de astăzi și pornesc în căutarea unui om de pe stradă. Parchez bici scârța lângă acest motoraș și uite ce antifurt puternic are omul acolo și nu și-a legat motocicleta cu el. A lăsat-o așa, de lene, cel mai probabil, cum mai fac și eu de multe ori când ajung pe la diferite restaurante unde cred eu că poate n-ar trebui să o leg, că e în siguranță, deși nu e niciunde. Așa, ia să vedem, de data asta am noroc de lift la parter? Nu cred. Trebuie să ajung la etajul 5. Bă, da, bă, uite, bă, că e liftul la parter. Deci că intri într-un sicriu. Așa arată liftul acesta vechi și de demult. E forjat rău, bă, dată. Chiar arată destul de bătrânel așa. Placajele astea sunt alea vechi, de mod veche. Bună dimineața, uitați aici, o zi bună, mulțumesc și eu, la revedere. Mă gândeam că a plecat liftul, că mi s-a părut că am auzit ceva zgârțâiel pe aici, zgârțâieli. Dar zgârțâiel, așa cât e de vechi și bătrânesc, direcția parter. Așa că mă duc în centrul Bucureștiului, cam asta urmează în această parte de videoclip, mă duc să caut o femeie. Nu vreau neapărat să fiu om al străzii, astăzi voi căuta o femeie care vinde diferite obiecte, sunt destule femei care vând fel și fel de tigăi, ustensile, de-alea din lemn vreau să zic și
Mă duc să caut o femeie de acest gen, o femeie care vinde flori venite de la țară și așa mai departe, aici în București, să își vândă legumele, fructele și orice altceva se mai vinde prin zona centrală a Bucureștiului, pentru că sunt multe astfel de femei. Să vedem pe cine găsesc. Stai așa să mă pun și în trafic, ca să nu mai pierd timpul și ne vedem în centru la Unirii. Asta dacă nu intervine ceva pe parcurs și mai am eu ceva de adăugat. Uite, e o doamnă care vinde flori acolo și pe ea am să o întreb dacă e de acord să-mi fac puțină pomană cu ea, poate are nepoți și vrea să le cumpăr doar dulciuri, nu știu. Asta rămâne de văzut. Hai să mă duc să o întreb. Am o întrebare, vreau să-mi fac puțină pomană cu dumneavoastră, dacă vreți să vă cumpăr ceva, nu știu, orice, aveți nepoți sau ceva să mă cumpăr pentru ei? Nu știu, niște dulciuri sau dacă vreți să mâncați ceva dumneavoastră sau... Ce vreți dumneavoastră am luat? Am nepoți începând de la 7 ani până la 21 de ani. Ok, mă duc să-l iau într-o plasă ceva dulciuri acolo, ciocolăți și chestii de genul. Stai să văd dacă am 5 lei. Acolo, că nu... Aveți grijă dumneavoastră de ea? Da, de fapt, stai că Mega e mai jos, e pe partea aia acolo, da, și mă duc cu bicicleta mai bine. Ieși la mama ce vă care, nu, mama. Vă dau așa 5 lei. Păi ce să vă iau, tanti? Că dacă am vorbit cu doamna acum... Da, 6 lei și ție. Sănătate. Mă întorc tot aici. Pentru că tot mi-a spus voi prin comentarii, Varlame, ajută și pe cineva care poate merită. Uite, de data asta nu a ajut un om al străzii și pur și simplu a luat-o pe femeia aceasta, care nu era un om de pe stradă amărât, probabil are unde să stea, dar îmi voi face pomană prin ea, prin faptul că voi cumpăra câteva dulciuri pentru nepoții ei, pentru că a spus că are nepoți de toate vârstele. Vreau să mă duc tot la magazinașul ăsta unde am fost și săptămâna trecută, duminica trecută. Hai să mă dau jos de pe bici scârță și m-am transformat în pieton. Uite pe băiatul ăsta cu chitara, l-am filmat odată. Am făcut o dedicație despre gripa aviară. Practic astăzi am o misiune mai ușoară, pentru că nu trebuie să stau să mă gândesc ce să cumpăr, ce să nu cumpăr. De 50 de lei voi cumpăra dulciuri pentru nepoții acestei femei. Am să iau așa câteva Kinder Bueno de astea, un număr de 4. Nu prea ai multe chestii ce ai putea să iei, știi? Că nu e o sumă chiar foarte mare. Mai luăm și 4 de astea KitKat. Cred că o să depășesc eu suma, iarăși fac eu cumva. Mai luăm și 4 de astea Rom, 4 de astea așa de Twix. Și de asemenea, ce să mai cumpăr, frate? Că deja cred că m-am băgat în 50 de lei, iar o fac contribuții peste. Hai să iau și 4 Milka de astea clasic, deși pe astea dau 20 de lei. 4 pungi de napolitane, poate are 4 nepoți, poate i-am nimerit, cine știe, nu se știe niciodată. Și 4 cornuri cu ciocolată, cred că o să dau aproape de 100 de lei pe toate astea. La revedere, o zi bună! Gata, băi prieteni, s-a făcut plata aici la terminal. 112 lei am dat, am depășit din nou bugetul de 50 de lei. Nu m-a lăsat inima să pun doar câteva dulciuri când era acolo prin laftul. Cu siguranță se vor bucura copiii, nepoții ei și așa mai departe. Am o plasă plină cu dulciuri acolo. Zona asta e periculoasă aici la Unirii, chiar dacă e în văzul tuturor. Oamenii sunt setați, sunt focusați pe treburile lor și poate foarte ușor să vină cineva cu un clește să stai antifurtul, să-ți ia bicicleta și nimeni să nu observe. Avem aici băieții de la poliție, au oprit ca să-și cumpere covrigi de la Luca. Hai semaforule, bă, mai e doamna acolo? Da, e acolo după mașina de poliție, nu se vede acum. Așa că s-a făcut verde. Doamna vorbește la telefon și nu vreau să o deranjez, mă duc, îi dau repede dulciurile și am și plecat în treaba mea, mă duc acasă. Uitați aici, am luat mai multe, nu știu, am luat de 100 de lei niște dulciuri, câte 4 de... Sănătate și dumneavoastră! Mulțumesc, mulțumesc! Mulțumesc! Sănătate, o zi bună și spor la treabă, sănătate! Faptă înfăptuită, cum s-ar spune, te-ai așa să trec că e verde și pe urmă stau aici de emisia crește vorba aia la semafor. Eu voi face acum încheierea videoclipului de aici, din zona centrală, în parc la Unirii. Cu voi a fost Varlam. Ne vedem data viitoare, sper să fie tot duminica viitoare, dacă nu, când o vrea Dumnezeu. Cam atât, gata, toate cele bune pe data viitoare. Mă găsiți și pe Instagram, Grigore Varlam oficial. Postez eu mai rar acolo, dar măcar dacă vreți să mă vedeți la față, să-mi vedeți moaca, pentru că prin videoclipuri nu prea mi-o arăt eu așa. Gata, toate cele bune pe data viitoare, fraților. Pa, pa!